care este riscul de a fi vlogger în China? Ceau, sunt Mihnea din Beijing. De data asta spun că sunt un român din Beijing pentru că are legătură cu mesajul de astăzi. Deci fii atent. O precizare ca să ajung la ideea principală a acestui vlog. Înainte de a mă muta în China, acum 4 ani, am locuit în Thailanda timp de mulți ani și în ultimii cam 4, 5, 6 ani în Thailanda m-am ocupat foarte mult cu Facebook-ul. Am avut așa un serviciu de social media marketing și am lucrat cu 2-3 firme pentru a le face promovarea și a ajuta cu una alta pe Facebook. În mare, în principal doar Facebook făceam. Mai făceam și YouTube pentru ei, dar așa, în mare, Facebook. Bun, deci eu sunt și am rămas un mare fan Facebook. Apoi, prin 2017, cred, sau 18, deci înainte de a mă muta în China, am cumpărat stocul la Facebook pentru că eu cred în această companie, indiferent de controversele care există, indiferent de dacă îmi place mie ce fac ei pe Facebook sau nu. Eu tot spun ca și companie am făcut o investiție foarte bună, am băgat, în loc să cumpăr un laptop cu $5,000, am băgat banii în acțiuni Facebook și poate vă arăt într-o zi care este situația acțiunilor Facebook. Asta e punctul 1. Punctul 2. Pentru ca eu să înțeleg cum se face social media marketing pe Facebook, eu mi-am creat propriile mele conturi și am experimentat și am făcut tot felul de teste. Când m-am mutat în China, am făcut și o pagină pentru mine, Mihnea, un român prin lume. Bun. Și pentru că sunt într-un fel pe Facebook cu profil de pagină, înseamnă că ești cu profil public. Da? Deci oricine poate să vină să vadă ce faci, să te urmărească, să-ți dea like, să dea follow, ce-o fi. Și bineînțeles știți că există posibilitatea de mesaj. Ok. Deci, am pe Facebook câteva pagini, am pe YouTube câteva canale și dacă vreți, am și website, am și mail pe website, deci mailul meu oficial, deci dacă vreți, mă puteți contacta. Bun, deci dacă vrei să mă găsești, să-mi trimiți un mesaj, mă poți contacta. Acum, întrebarea este, care este pericolul de a fi vlogger în China? Deci fii atent, pericolul este că vin tot felul de oameni care sunt atât de supărați pe mine, pe ceea ce arăt din China, că mă caută pe Facebook și stau și îmi trimit mesaje de hate, mesaje de că bă, că de ce arăți astea, că bă, că de ce nu arăți astea, că nu știi ce faci aici, că nu știi ce faci aici. Este un oarecare domn care tot îmi trimite mesaje. Acum, n-am mai intrat pe Facebook de mult timp. Ieri am zis, hai să mă mai uit să văd ce se mai întâmplă pe acolo și am găsit mesajele și de obicei răspund. Și am răspuns la domnul ăsta, zic, asta este, arăt ce vrea. Bun, mi-a răspuns iară din nou, că și că așa, că și așa, că și așa, supărat, supărat, rău. Deci care este riscul de a fi vlogger în China? Riscul este că vin niște români supărați, care pur și simplu ei cred că înțeleg mai bine ce se întâmplă în China, acolo, de acasă, din România, din fața tastaturii de pe Facebook și îmi trimit mesaje, atâtea mesaje și că asta ce faci, asta nu faci, asta nu faci, că de ce faci. Bun, deci, haideți să vă spun care este problema acestui domn. Că de ce mă duc eu și fac cumpărături de la supermarketul, de la magazinul de protocol? Păi, fraților, nu există așa ceva în China. Am rămas și foarte mulți români au rămas fixați pe vremea de dinainte, din 89, pe vremea lui Ceaușescu, când avem niște idei care noi credem că asta înseamnă China. Nu există magazin de protocol. Dacă mă duc eu la magazinul bio, este pentru că noi vrem să mâncăm de la bio. 1. 2. Este cel mai aproape supermarket de noi, cel mai aproape supermarket de unde putem cumpăra carne, de unde vrem să cumpărăm carne. 3. V-am arătat cealaltă piață, care v-am spus că este și piață de
wet market. Domnul ăsta zice, dar ce nu mă arăți mie tu piața de wet market din cum era în Wuhan și mă arată cum mănâncă șoareci și gândaci și crocodil și ce o mai zis el. Deci, oameni buni, nu înțelegeți că există astfel de piețe în unele zone ale Chinei, dar nu este peste tot locul. El zice că nu arăt, că știu eu unde se mănâncă șobolani și că nu vă arăt pentru că vreau eu să pictez China într-o imagine bună. În primul rând, unu, vreau să-mi pictez propria mea viață într-o imagine bună și pozitivă. De când am început canalul ăsta, dinainte de nebunia asta cu anti-China, uitați-vă la videourile din mii de videouri ce am pus din Thailanda și din alte țări. Tot ce am pus a fost pozitiv, am căutat lucrurile frumoase. Dar nu vedem, vedem doar așa un video și după aia ne mai uităm încă la un video pe Facebook. Unul trebuie să minte. Nu minte nimeni, n-a zis nimeni că nu există piețe și am văzut piețele unde se vindeau animale sălbatice. S-a schimbat legea, acum nu mai au voie să vândă astfel de animale. Trebuie să înțelegem contextul și istoria chinezilor, de ce s-a ajuns la cazuri așa de extreme. Care este generația care consumă astfel de, care a consumat astfel de animale? Care este treaba cu festivalul al câinilor, unde când mănâncă ei câini? Deci este mult, mult mai complicat decât 2 minute pe Facebook și după aia să-l găsești pe ăsta. Deci să-ți pierzi timpul, să mă cauți pe mine pe Facebook și să-mi trimiți enși pe mesaje, domnule, deci chiar te plictisești cu viața, deci nu știi ce să faci, deci ești supărat, ești supărat pe mine. Deci chinezii nu-mi spun, bine, conform acestui individ, chinezii îmi spun ce să postez și mă lasă ce să postez și nu mă lasă ce să postez. Ei bine, hai să spun, domnule, tu ești cel care tot îmi spui ce să postez, ce să nu postez, că de ce postez asta și nu postez asta. 1. Postez ce vreau eu, asta este clar. 2. Misiunea mea în viață este să mă duc să caut și să văd frumosul pentru mine, pentru copilul meu. Dacă ție nu-ți place frumosul, domnule, sunt milioane de videouri pe YouTube, milioane de canale în toate limbile posibile. Du-te și uite-te la altul dacă nu-ți place ce arăt eu. Vino, veni și tu și mă ameninzi că o să mă dezabonez. Știi ceva? Dacă nu-ți place ce vezi aici, dezabonează-te, fii atent, acolo e butonul, te dezabonezi. Deci eu nu fac bani imenși, eu nu trăiesc din YouTube ăsta. Eu fac treaba asta pentru mine, pentru arhiva mea personală, atâta tot. Nu am sponsor, nu am nimica. Ce zic eu, asta zic eu, ideile mele, ceea ce fac eu. Deci, tu zici că nu am voie să fac, să arăt ce arăt din China, dar de fapt tu ești, domnule, cel care îmi zice că să nu postez asta, că de ce să postez asta, că să postez asta la altă. Deci supărat omul, supărat, că de ce vă arăt videourile din Shanghai din 2017, de ce nu arăt ce se întâmplă acum? Pentru că stai așa, stai să mă gândesc, pentru că nu locuiesc în Shanghai acum. Deci este așa e pur și simplu ridicol. Deci este pur și simplu ridicol ce se întâmplă. Riscul de a fi vlogger în China este că te găsesc oameni care îți supărați pe China și vin și îți trimit ție mesaje de parcă totul este vina mea. Este așa pur și simplu ridicol. Acum, pentru că data trecută am fost la piața de protocol. Atenție, la piața, la supermarket de protocol, unde doar cei care au acces la nu știu ce au voie să meargă. Da? Am venit, tot așa, cam la aceeași distanță unde e piața cealaltă bio de protocol, este și piața asta. La piața asta îi spune Umar. Dacă aia e piața bio de protocol, asta aici este piața omului de rând. Bine? Și am venit să fac și eu așa la cumpărături, la piața omului de rând. Uite, sunt aici într-o parcare amărâtă, nu e nimic special, nu sunt luminițe, nu este valet, aici să-mi parcheze mașina. Am venit la piața amărâților ca să fac niște cumpărături. Hai să vedem ce avem în piața asta normală. Deci spune Walmart. Căutați pe internet să vedeți ce înseamnă Walmart. Este așa, pur și simplu,
o franciză de, de supermarketuri peste tot locul în Beijing, bănuiesc și în China, unde se vând la prețuri foarte, foarte ieftine. Ok. Mă duc înăuntru, am o listă de cumpărături, nu fac vlog cu cât costă chestiile, toate că poate vă arăt și aici, să nu ziceți că acolo e mai ieftin, aici e mai scump, sau pe dos, dar mesajul de astăzi este, chiar n-ai ce face decât să mă cauți pe Facebook ca să-mi zici că nu am voie sau că de ce fac ce fac eu. Fiecare domnule cu viața lui, fiecare face ce vrea. Și ultimul mesaj care mi-a scris, o zis ceva din nou că da, las că vezi tu când te închid în casă și în blocul tău fără lift. Deci îl mănâncă el faptul că locuiesc la etajul 6, de fapt sunt la etajul 5, dar apartamentul are 2 etaje, deci că locuiesc la etajul 5-6 și nu am lift. Vezi, măi frate, îți permit să cumperi la piața de protocol, dar locuiesc așa ca și poporul de rând într-un bloc, într-un cartier care nu are lift. Deci pur și simplu nu-ți vine să crezi. Asta este, nu-ți vine să crezi. Care este pericolul să faci YouTube aici? Pericolul este să ai tot felul de indivizi care supărați pe tine și vin și se enervează cu tine. Unii mai și te înjură, mă mai înjură, tot felul de minuții. E bine, asta este. Mă duc în piața poporului, aici, în piața poporului, ca să vedem ce au chinezii. Bun. Deci, încă o dată, îi spune Walmart. Hai să vedem cum arată aici parcarea pieții poporului. Uite, acum văd că au făcut ceva renovare, au schimbat aici geamurile. Fantastic! Acolo îmi scanez codul. Deci, mi-am luat coș aici. Hai să nu zici că vă arăt de la, din alt magazin, domnule de pe Facebook, care tot enervez cu mine. Deci caută Walmart să vezi ce înseamnă Walmart. Aici să vând țigări. Aceste caseria și self-checkout. Și hai să vedem în stânga și în dreapta. Orez. Aici băuturi. Sosuri. Sucuri. Chestii de bucătărie, de baie, stixuri, așa, din nou, hârtie igienică, chestii de ulei, tăiței uscați, ce mai găsim aici, de toate, tot ce vrei. Bun, deci eu am venit să cumpăr niște boabe de fasole, dar mai întâi vă arăt, după aia mă uit la cum fac eu cumpărăturile mele. Uite aici, fructe, pâine acolo în spate. Hai să ne uităm la fructe aici, legumele, hai să vedem legumele. Așa, preaz, legume, cam subțire aici la legume, nu au multe. Ba uite că sunt dincolo, haideți să vă arăt. Și din coace, aici sunt legumele. Aha, au schimbat sistemul aici. Legume, zarzavaturi, din nou și acolo. Ok, uite și aici sunt. Aici brutăria. By the way, apropo, am mai fost și am mai filmat din piața asta de nenumărate ori. Auzi, domnule, uite aici mezeluri. Cărnuri, una alta. Ok, aici este măcelăria. Hai să vedem ce au. Carne de porc. Să vedem cum arată. Poate găsim și un șoricel aici. Hai să vedem. Oare unde o fi șoricelul? N-am găsit șoricel. Ok, uite, puiul aici pe gheață. Aha. Aici mașina de spălat pe jos. Bine. Ok, ce vedem aici? Lactate. Fii atent că sunt în
în combina frigorifică, dar cum este posibil? Credeam că se vând așa, de pe jos, direct în piață. Bun, aici tot felul de astea seafood înghețate. Ok. Aici peștele viu nu mai au. Aici sunt tot felul de alimente. Hai să vedem ce pește au. Ceva pești micuți amărâți. Nu știu ce sunt ăștia. Aici au niște creveți. Vezi cum stau aici pe gheața asta. Așa. Fructe. Astea sunt mâncărul la minut. Le bagi în microwave. Aha. Aici înghețate. Foarte important. Bun. Lapte. Aici tot lapte. Lapte special. În sensul că mai are tot felul de vitamine adăugate pentru copii, una alta. Aici sunt astea sunt ouăle astea sărate, niște snacks-uri chinezești, aici alune, semințe, ouă, făină acolo, orez acolo, ouă, ulei. În spate tot făină și orez, iar aici din nou orez, boabe tot felul, făină, mălai, aici niște snack-uri, ok, orez ceva mai scump, ăla de acolo ieftin, uleiuri, așa. Sare, minunății pentru bucătărie. Aici tot felul de sosuri. Acolo jos sunt pasta și tăiței. Cum zicem noi, tăiței în Ardeal. Aici avem din nou făină. Aici sunt borcane una alta. Ok. Aici pudre de proteină. Tăiței din ăștia la minut, deci instant noodles, chipsuri, aici alune, bomboane, sticks-uri, alune, bomboane, la fel, chipsuri, ciocolăți, bomboane, dulciuri, acolo frigider cu lollipop și una alta. Ok. Deci ieșire și asta este standul de marketing la ieșire, să mai iei ceva, ultima cumpărătură, un fil de toate pentru toți. Și cam asta este. Bun, eu mă duc să fac cumpărăturile, vă mai arăt ce și cât costă, dar acesta este cel mai ieftin supermarket, unul din, nu știu care e cel mai ieftin, un supermarket foarte ieftin. Și ăsta este supermarketul poporului, pentru că dincolo mă duc la protocol și se enervează lumea. Cum adică mă duc eu să cumpăr la magazinul de protocol, care de fapt nici nu există. Ok, acolo îți cântărește fructele ce cumperi. Ok. Da, deci asta a fost mesajul de astăzi. Ce se întâmplă dacă ai vlog în China, care este pericolul? Pericolul este să vină tot felul de indivizi supărați pe viață și să-ți trimită mesaje aluda pe internet. Ciao, ciao! Pe data viitoare! Cui nu-i place să nu se uite, cui nu-i place să se dezaboneze. Nici o problemă, dragilor, nici o problemă. Acesta este un vlog de familie cu chestii frumoase, pozitive, ceea ce îmi place mie în viață. Dacă vreți să găsiți altceva, internetul este plin de orice. Hai, ciao, ciao!